Municipiul Medeaș va beneficia de aproximativ 11 km de traseu cicloturistic, parte din proiectul de implementare a 3.000 de km de trasee cicloturistice la nivel național. În mod concret, se dorește identificarea, în parteneriat cu consiliile județene Brașov, Sibiu și Covasna, a unui posibil traseu cicloturistic în lungime totală de 700 de km, care să străbată aceste trei județe, incluzând și municipiul Medeaș. Astfel, la propunerea primarului Gheorghe Roman, s-a votat în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 8 decembrie, proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Medeaș la implementarea proiectului privind investiția de 3.000 de km de trasee cicloturistice la nivel național, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 11 Turism și Cultură.